În clipul de față vreau să-ți prezint exercițiul meu mental pe care îl fac cam o dată pe lună, care mă ajută să fiu complet motivat și angrenat în tot ceea ce fac, așa că dă neapărat acum un like și hai să vedem despre ce e vorba. Înainte de orice vreau să zic că ceea ce urmează să spun trebuie să iei cu adevărat în serios, adică trebuie să o simți până în măduva oaselor, altfel nu va funcționa. Și acum hai să intrăm un pic în imaginația ta și gândește că în momentul de față ești condamnat pentru execuție în piața publică. Urmează să mergem pas cu pas în piața publică, unde urmează să fim executați alături de alte persoane și vreau să-ți închipui exact cum arată, vreau să chiar să închizi ochii și să vezi ce mirosuri sunt în jur, cum se simte praful, cum este aerul, ce mai vezi, ce clădiri mai vezi, vreau să fie totul 100% autentic și nu vreau să te grăbești, da? Mergem pas cu pas, ne uităm în stânga, se aud plânsete, tot e foarte trist pentru că am gafată, ok? Am gafată în viața asta și urmează cu adevărat să fim executați. Și în momentul de față, tot ce putem face este să întregim oarecum legătura cu divinitatea noastră, dacă există emoții, să le scoatem din noi, să poate să urlăm de tristețe, nu știu, să ne gândim la cele mai triste lucruri. Ne așezăm, practic, în locul execuției și vedem că trei oameni din jurul nostru sunt executați, sunt împușcați lângă noi și urmează rândul nostru. Și atunci e momentul crucial când te gândești, bă, orice secundă din momentul de față este un bonus al existenței. Dacă mi s-ar mai da cumva ocazia ca eu să trăiesc, ar fi efectiv cel mai mare bonus și cea mai mare binecuvântare pe care aș putea o avea în toată viața mea. Este recunoștința supremă. Oricum lucrurile astea sunt relevante că oricum nu mai trăiești. Însă se întâmplă ceva ciudat și anume apare o căleașcă cu un mesager și el îi spune executorului tău că din binevoința regelui practic pedeapsa se schimbă și tu ai parte acum de 4 ani sau 5 ani de închisoare într-un loc, dar nu mai mori. Din momentul de față înseamnă că tot ceea ce ți-ai promis tu divinității tale și ție este să nu mai pierzi niciun gram de timp, okay? Și să îți formezi mindset-ul ăsta că bă, fiecare secundă din momentul ăsta este efectiv un bonus când vine vorba de viața ta. Nu mai îți permiți luxul de a sta în pat, de a te juca pe PlayStation, de a te uita la filme aurea, de a pierde timpul cu oameni care nu progresează spre visele lor, de a pierde timp cu oamenii care sunt negativi, de a nu citi, de a nu lucra intens spre visul tău. Ți-ai promis chestia asta și trebuie neapărat să te ții de promisiune. Acesta este punctul renașterii tale ca și om. Nu mai ai voie să faci nimic care nu te împlinește sufletește, pentru că oricum ai murit în punctul ăla. Ăsta a fost moartea ta, da? A fost, s-a dus și acum ești altcineva. Nu mai trebuie să fii atașat de nimic și vreau să zic o chestie. Nu te mai lăsa atașat de nimic fizic. Toate posesiunile lumești, bani, statut, mașini, apartamente și așa mai departe, sunt de fapt niște ancore care te țin în jos. Tot ce înseamnă siguranță este și siguranță, lux, este în detrimentul tău ca persoană și a motivației tale. Pentru că de ce să muncești când ai o viață bună? De ce să muncești când ai un business cu o cifră de afaceri de 1 milion de euro pe an? Sau poate chiar mai mult? De ce să muncești când ai un Lamborghini? De ce să muncești când toate lucrurile îți merg bine? Și asta este și un exercițiu de modestie pe care eu personal îl practic și te-aș încuraja și pe tine să-l practici. Să renunți oarecum la toate posesiunile lumești. Ce înseamnă asta? Bă, gen nu te duci și gen aruncă-le, sparge-le sau donează-le. Nu vreau să zic aiurele de gen, însă vreau să zic să nu te mai identifici cu niciun fel de posesiune lumească și să înțelegi de fiecare dată când îți cumperi un ceas de lux, când îți cumperi o mașină, când îți cumperi ceva, să știi că chestia aia va fi în detrimentul motivației tale, pentru că încet, încet te vei atașa de acea imagine și de acel lucru material. Și din acest motiv să nu te mai atașezi de nimic cu adevărat fizic din exteriorul tău. Tot ce ai este timpul ăsta care e oricum o rază de lumină în viața ta, care este un bonus extrem de mare dat de ființa, de divinitatea ta și nu mai ai voie să-l pierzi, pur și simplu trebuie să-l folosești pentru a deveni o persoană mai bună și de a lăsa ceva în spate. Și de ce zic că posesiunile lumești sunt o nebunie și o ancoră când vine vorba de viața ta? Vreau să-ți zic o poveste și anume povestea lui Cortez. La un moment dat el s-a dus să cucerească pe asteci și cumva avea 9 nave de război, 9 cărăbii. Și când s-a dus și a ancorat, oamenii lui tot timpul se uitau la acele curăbii și îl vedeau ca și speranța viitoare, ca și libertatea, ca și tichetul înapoi spre libertate. Deci erau atașați de acea posesiune fizică și nu interesa, păi bă, dar de ce să mă duc să cuceresc eu pe asteci, că și așa suntem prea puțini oameni,
e greu, nu suntem motivați și timpul îi puneau bețe în roate. Și atunci Cortez ce s-a gândit, bă, ca să eu să pot să avansez, eu trebuie neapărat să fac cumva ca acele corăbii să dispară. Și atunci au făcut niște găuri în ele. Vezi, doamne, ca și cum ar fi fost făcute de vierbi. Aici și acea expresie, să-ți arzi corăbile. Și când oamenii au văzut că nu mai există nimic de care să se agațe, nici o posesiune materială, nici un tichet către casă, atunci au devenit cu adevărat motivați, nu au mai pierdut timpul. Și bă, nu, noi trebuie să mergem, trebuie să cucerim, trebuie să avem această experiență, devin cei mai buni și să cucerim pe asteci. Și practic asta au făcut. Deci când vine vorba de posesiunile lumei, să știi că ele, în general, ce pot să zic, că de fiecare dată când am avut foarte mari câștiguri financiare, m-am moleșit. Pentru că de ce să mai fac? De ce să mai fac? De ce să mai trag la fel de tare? De asta cumva trebuie să fii foarte atent legat de pasiunea ta și acea pasiune, chiar dacă monetizează și face o grămadă de bani, să nu ajungi să te identifici mai mult cu banii decât cu pasiunea. Adică pasiunea trebuie să rămână și, în general, munca sau arta ta trebuie să fie tot timpul mai importantă decât banii, să ai spre ceea ce să tinzi și să tragi, pentru că ai o viață foarte finită. Această recunoaștere și conștientizarea morții constante este lucru care te va motiva cu adevărat și te va ține pe traiectorie adevărată. Nu te va face să te pierzi spre lucruri relevante, cum ar fi să pierzi timpul și să te înconjori cu oameni de mediocri sau așa mai departe. Ține minte, de astăzi ești un om nou, ai renăscut, ți-ai văzut moartea și de acum totul este un bonus, așa că în primul rând nu mai ai voie să faci lucruri care te nefericezi. Numărul 2, du-te spre visele tale cu adevărat. Și numărul 3, nu mai ai niciun motiv să pierzi vremea. Construiește lucruri cu adevărat mărețe în viața ta și fiecare secundă din acest dar divin pe care l-ai primit este un lucru foarte toxic și negativ să o pierzi. Este o bătaie de joc asupra ta, asupra divinității tale, asupra familiei, asupra societății. Efectiv, orice secundă pe care nu o folosești pentru munca ta și pentru visul tău și idealul tău și motivul tău pentru care ai fost pus pe acest pământ, este o bătaie de joc a tot ce înseamnă viața ta și toți lângă tine. Pur și simplu dezamăgești pe toți, inclusiv pe tine, pe mine, toată societatea. Sper că ți-a plăcut acest clip. A fost unul scurt, inedit și la subiect. Dacă mai vrei genul ăsta de clipuri, nu uita să dai neapărat acum un like. Până la viitoare, succes!